dacă ar fi să descrieți experiența voastră la Mongol Rally în 3 cuvinte, 4 cuvinte, care ar fi acelea? 3-4 cuvinte. O experiență de neratat pentru nimeni. E posibil, orice e posibil. Adică cine ar zice că nu se poate ajunge până acolo, în așa ceva, într-o mașină asta, greșește. Se poate ajunge. Da, în 4 cuvinte. De făcut și de nepovestit. E foarte simplu. Cel mai interesant, nu, cel mai complex lucru pe care poți să-l faci în 40 de zile. Și sfaturile pe care le-ați dat și lor, celor care pleacă acum și celor care au plecat după voi, care au fost? Sau acum? Să-și lase acasă GPS-urile și să ia pe ei o busolă. Unul dintre ele a fost ăsta. Da. Să facă pregătiri, dar să-și lase așteptările acasă. Ce scurt, așa. Să se aștepte la ce se așteaptă ei mai puțin și să-și ia cu ei, nu știu, să ia cu ei foarte multă răbdare și... Zâmbet. Și zâmbet, da, da. Și zâmbet. Voi ați fost prima echipă românească care a plecat la Mongol Rally, nu? Da. De ce? Și de unde auziserăți de Mongol Rally? Și... Și de unde ați găsit ambulanța? E o întrebare foarte simplă, dar e un răspuns foarte, foarte lung. Da, și părerele sunt împărțite. Nu, despre Mongol Rally am aflat de pe internet și de la televizor. Da. Am plecat pentru că eram în criză financiară și efectiv nu aveam ce să facem. Da, noi suntem liberali ca profesie și din păcate treaba asta a fost și ieftină, de fapt. Și ne-a umplut și timpul. Și mașina s-a ocupat Gabriel, de fapt. Care era întrebarea cu mașina? Cum ați găsit-o? Cum ați găsit? Doamne, peripeții peste peripeții. Am încercat în România prima oară, ne-au dezamăgit foarte mulți, mai puțin binevoitori, după care am încercat în străinătate și din Germania, cumva am cumpărat-o pe proprii noștri umeri și am adus-o aici, am reparat-o și ne-am dus. De la mână și am luat-o și ea a fost a noastră. Și acum salvează vieți în Mongolia. Este. Cea mai mare criză a voastră ca echipă în timpul drumului, mă rog, poate fi criză cu ghilimele, fără ghilimele. De echipă? Sau cel mai greu moment peste care a trebuit să treceți? Cel mai greu moment? Da. N-a fost niciun moment greu. Au fost momente haioase și tensionate. Era să scăpăm ambulanța de pe rampă, de exemplu. Era să fim arestați în Tajikistan. Da. Sau am mers cu teren minat în dreapta spre Afganistan și stâng în stânga 400 de kilometri în Pamir. Sau... Da, dar nu a fost... Am supraviețuit. A fost în regulă. De altfel, am și fost premiați, putem să ne lăudăm și după 4 ani. Am fost premiați cu premiul de Heroes of the Rally, pentru că se întâmpla cum se întâmpla și de câte ori ne opream undeva cineva din rally-ul avea nevoie de ajutor, s-a potrivit să fim acolo. Fim foarte binevoitori, foarte dotați, da, cu tot felul de chestii. Deci, oricum, pentru că făcuserăm împreună o petrecere în vama veche, care a ajuns și un fel de tradiție anuală și pentru Mongol Rally. Și ne-am trezit cu o sticlă foarte mare de, nu să dau marca, de băutură alcoolică. Între premiu... Nu, dar se numea Gingis Han. Poți să spui că se numea Gingis Han, ceva tare. Gingis Han tare. Da, se bea ca apă. Așa. Ce așteptări aveți și ce ați găsit acolo? Adică diferența a fost mare? A fost mică? Erați pregătiți? Că ne-am lăsat surprinși de fiecare țară în parte. Noi, printre altele, eram deja oameni care mai călătoriseră, inclusiv în lumea 3-a și a 4-a. Sigur că așteptările n-au fost depășite. Dar cred că secretul faptului că n-am avut momentele de criză de care ne-am întrebat mai devreme a fost că nu aveam avut nici așteptări. Și ne-am autoeducat, ne-am lucrat împreună 8 luni de zile pentru proiectul ăsta, eram în criză financiară la propriu, și noi, și individual, și așa. Și ne-am format ca echipă până atunci. După momentul plecării, practic, surprize, tensiuni, cel puțin în echipa noi. Încercările, nu știu, așteptările putem să zicem că ne-au fost un pic depășite, înșelate în țări precum Iranul, într-un fel bun, aș putea spune. Adică acolo am fost plăcut, impresionat de cum am fost primiți și cum s-au purtat oamenii cu noi. Și nu știu ce aș mai putea să zic. Cam atât.
De făcut, da. De făcut, de făcut nu de povestit. Și Mongolia, ultima întrebare, cum ați defini-o în câteva cuvinte? Ați apucat să o vedeți? Ați apucat să o simțiți? Am trebuit-o la granița între deșert și zona muntoasă, zona poate cea mai blândă a ei. Sigur că nici nu ar fi dus mașina prin alte părți. E foarte mare, cerul este cel mai albastru cer din lume și nu au apă. Și oamenii sunt foarte puțini, peisajele sunt extraordinare. Noi am fost, eu cel puțin m-am simțit copleșit de nimic, nici eu omului acolo. Da, sigur că 4 zile am mers pe ambulanță, mai mult acolo. Este foarte de văzut, mai degrabă decât de poveste din nou. Aș putea să mai descriu într-un alt mod. Mongolia este o țară foarte mare, cu foarte puțini locuitori, cu o deschidere foarte mare. Imaginați-vă un teren imens, gol, cu drumuri care duc în direcția aia sau în direcția aia și cu, ce pot să zic, cu munți foarte înalți. Acolo schimbi total percepția față, scara față de munți, sunt foarte înalți și, ce pot să mai zic, are foarte multe rânduri de drumuri, nu e doar un drum, adică sunt foarte multe rânduri de cauciucuri care duc spre încolo sau înapoi. Dacă duc în dreapta sau în stânga, e ceva neregul. Ori duc la o iurtă sau la un izvor. Ce putem să mai zicem? Dar eu n-am văzut drumurile alea. Mongolia este țara cu un singur indicator de circulație. Un singur indicator într-un singur loc, din ceea ce am aflat. Cu toți cei aproape 400 de echipaje, cele aproape 400 de echipaje care au trecut, au văzut același indicator pe care și-au lăsat, de altfel, fiecare câte un post-it, sticker sau orice. Extraordinară a fost.